Domnilor și domnilor, am revenit din scurta noastră pauză de publicitate. Vă informez că avem alături primarul comunei Tomești, este vorba de domnul Medelean, și rămăsesem, domnul primar, să continuăm discuția pe teme de buget. Nu epuizasem subiectul, de asta am zis să ne completați ce mai aveam de completat, după care trecem la alte lucruri care ni le-am propus pentru ziua de azi. Da, cum începusem expunerea bugetului pe anul 2018, anul acesta avem în plan și am scotocit să găsim resursele financiare de a finaliza unele proiecte începute, scrierea de noi proiecte, cât și alte lucrări. Acum, cum spuneam mai înainte, vrem să finalizăm cele obiective principale, drumul comunal Baloșești-Jupânești și drumul agricol de la Luncani, Oboare. Astea cred că până la începutul verii, până în iunie, iulie, le vom finaliza, dacă nu apare ceva neprevăzut. Cel puțin Baloșeștiu e o chestiune foarte, foarte minoră, deci undeva la 5% din lucrare, deci vom finaliza în momentul când va fi și timpul prielnic pentru a se lucra cu betoane, cu asfalt. Spuneați că ați avut ședință de consiliu cu privire la buget. E mai mic, mai mare decât anul trecut bugetul? Mai mic. Da. Dacă avem 0 lei la sumele din TVA, deci vă dați seama. Plus că partea, tot ce prinde partea de măriri salariale, de drepturi, de asta, deci automat ai din investiții, că nu ai de unde, că nu ai cum să acopere altă formă. Dar și așa noi am creonat și ne punem în plan anul ăsta să începem să dăm drumul la licitație pentru drumul comunal Luncan de jos, Luncan de sus, Românești Curtea, pe traseul, cum știu cei de la Curtea și de la Românești pe Regina, și încă câteva străduțe care sunt prinse în acest proiect pe măsura 7.2, care zic că până în Paști sau chiar în luna aprilie vom începe demersurile de licitație a execuției lucrărilor și eu zic că în toamnă sperăm să nu fie probleme cu contestarea între participanții la licitație. Păi de regulă, asta, nu știți cum stau la noi, la români. Sigur că da, deci eu sper, de fapt, așa am crezut și cu căminele de la Românești și la Luncani, că anul ăsta le finalizăm și noi nici nu am primit avizul de începere. Alor, sperăm să fim mai norocoși. Cu privire la noile proiecte? Da, nu. Deci ăsta e proiect făcut anul trecut, semnat pe fonduri europene, care trebuie implementat, deci acum sunt pașii care urmează, proiectul tehnic, licitație pentru execuție. Tot anul acesta, tot pe fonduri europene, vrem să reabilităm fostul sediu a primăriei vechi din Tomești, pentru că nu vrem să-l lăsăm în stare de degradare. Vrem să-l reabilităm și după aceea să vedem ce... Da, este al primăriei. Da, este primărie, inclusiv uzina de apă, că este tot a primăriei. Noi am dat în delegare de gestiune la Agvatim, dar mâine, dacă Agvatimul zice plec, activele sunt toate ale primăriei. Inclusiv Agvatimul ne plătește impozit pe teren, deci impozit. Era acolo odată, sau am să părăm eu, ceva, o fabricuță de pită, ceva? Da, era până prin 90 și ceva, a fost o brutărie. Brutăria din jos de primărie, dar nu mai e acolo.
proprietate. A fost a Pencopului și Pencopul a vândut-o. Aha. Vândut-o, acum e proprietate, e proprietate privată. Ați, ați încercat sau ați dezvoltat vreun proiect cu privire la, la știu, modernizarea cursului de râu sau cumva? Noi în atribuțiile noastre, din 2012, de când am venit primar, bombardez cu adrese Apele Române, Prefectura Consiliului Județean. Noi avem o problemă delicată acolo, ni s-au tot promis. Chiar și acum vreo două săptămâni am avut o discuție cu domnul director Bojin, mi-a promis că intră în, într-un proiect mai amplu de la Valea lui Liman până la Curtea, reabilitarea în cursului. Deci în zona bisericii, în Tomeș Colonie, chiar avem o problemă, acolo malurile au căzut în, în Bega și doar pământ, Doamne ferește, să nu vină o apă mai mare să afecteze zona acolo. Acolo nu e, nu e îndiguit. Indiguit, dar de prin anii 50, și pe o parte și pe alta, dar când au fost inundațiile în 2000, o parte din o săpat pe sub și au căzut. Deci, da, mai da. Coboară acolo unde aveți spațiul de depozitat gunoaie. Odată coborau urși, eu știu ce alte animale acolo coborau? N-am văzut, nu. Nu, nu, nu spunea nu, cineva că au fost și urși în zona acolo și mă gândeam, mă, probabil ori mai venit dacă au mai fost. Nu, nu. Deci n-am auzit să, să fie urs în, în Tomești. Domnul primar, haideți să vedem cum, cum stați cu turismul în zona. Am terminat cu bugetul. Aia, mai aveți pe buget? Da, da, mai am cu bugetul. Deci anul ăsta, deci asta e partea de fondurile europene. Vrem să finalizăm cu drumul, cu sediul de la fosta primărie. Așteptăm în sesiunea de acum din primăvară, de fapt și ultima, până acum nu s-a deschis pentru componenta noastră. Vrem să depunem, avem proiectul pentru Biserica de Lemn din Românești, monument istoric, clasa A. Deci avem pregătit proiectul, în momentul când se va deschide sesiunea. Da, Biserica de Lemn e proprietatea comunei sau e? Nu, a bisericii, a parohiei românești, dar în parteneriat cu parohia ortodoxă românești, noi suntem lideri de proiect, pentru că e mai greu ca părintele să se ocupe și asta. Și atunci vine și partea de, de finanțe, proiectul, costat, studii, toate. Plus partea de birocrație. Nu cred că dumnealui e obișnuit să semneze sute mii de pagini într-o zi. Deci nu exagerez. În momentul când depui un proiect, semnezi că îți deformezi semnătura. Am fost în, în vizită acolo unde s-a refăcut, încă nu-i terminat, bisericuța de lemn de la Crivina. O, și o lucrare foarte mare acolo, pentru că și cei care trebuie să stabilească. Da, e foarte complexă. E de la muzeografi, da, 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 pictori, da, da, arheologi. Deci, și la dumneavoastră trebuie sunt, să vă cred că va fi o, nu, o, nu, dar știm. Lungă. E lungă, dar partea noi depunem pe fonduri europene și cred se că bugetul, da, se va mișca repede și una e când aștepți mila de la... voluntariat. Nu știu dacă voluntariat, cred că au fost bani prin Ministerul Culturii. Da, da, au fost și foarte mulți voluntari acolo. Pentru culturii, cultelor. Cu aceiași oameni ne-am întâlnit pe undeva prin munți pe la Anina. Nu, nu, sunt firme agreate de mitropolie, sunt firme care sunt specializate pentru că este ceva aparte. Nu cine construiește o casă sau o cabană poate să construiască și sunt niște detalii tehnice care nu oricine. Și dacă nu ai lucrat și nu... Pentru că vii și zici că faci ceva bun și când colo strici. Sigur că da. Da. Și, deci noi partea de, de proiect avem pregătit. Deci în momentul când se deschide sesiunea, acum în primăvara asta vom, vom depune. Vrem să, deci asta e pe fonduri, pe fonduri europene, mai avem în așteptare, a fost vizita în teren, un proiect care l-am depus anul trecut pe drumuri agricole, care a fost vizita în teren, i s-a zis că e în regulă, acum să vedem ce punctaj noi, anul ăsta, făcut de noi știm, să vedem cât le iese lor.
Avem căminul din Tomersat, proiectul depus, iar așteptăm să fim invitați să semnăm la AFIR, tot pe fonduri europene. Din buget local am vrea să mai prindem o străduță, două, să asfaltăm anul ăsta. Noi cam 99% ne închidem cu proiectul ăsta pe 7-2. Ce am mai asfaltat până acum, mai rămâne câteva străduțe micuțe care deservesc 2, 3, 4 case, maxim 5, 6 case, nu mai mult. Și atunci, în ordinea priorităților, vom asfalta din buget local. Vom încerca să reabilităm câtuși de puțin dispensarul din Tomești, pentru că e în centru comune, acolo nu a mai făcut nimeni nimic la el, se degradează. Aveți asigurat cu medici? Avem medic de familie. Medic de familie, pe doamna doctor Mirea. Stomatolog nu. Dar clădirea este a noastră, a primăriei, și nu putem lăsa de izbeliște. Așa, pentru că puteți să face și locul în CSI și să puteți să atrage un și alt medic, nu numai medicul de familie. Poate să fie și ceva de specialitate, stomatolog? E mai greu, pentru că deservește un segment destul de redus de populație și atunci toată lumea se uită pe un segment cât mai mare, pentru că să fie veniturile mai mari. Încă două aspecte care trebuie rezolvate anul acesta. S-a modificat ordonanța 34 cu legea pajiștile, cu legea 44 cu pajiștile permanente, care ne obligă anul acesta să implementăm, normal, acel amenajament silvopastoral. Eu nu am fost de acord cu el până acum, dar acum legea e foarte precisă, deci din pășune trebuie, ce-i pășune, pășune, ce nu, se trece în fond forestier, care e consistența păstă 0,4. În momentul când l-am trecut în fond forestier, sunt alte criterii, alte cheltuieli, putem să spune. Din pășune să intre în fond forestier? Forestier, da, care este împădurită. Dar asta nu era lege și până acum. Era, dar era mai interpretabil. Acum a venit cu... despăduri cu alte cuvinte. Da, dar acum nu, acum nu. Acum vine cu clar ce consistență peste 0,4 se trece la pădure. Specialiștii care întocmesc amenajamentul silvic. Deci sunt firme care au atestate și care vin și... Acest amenajament are cost o grămadă de bani, dar după, eu sunt ferm convins că o suprafață destul de consistentă care nu va putea fi folosită ca fond forestier, dar ea în acte va fi fond forestier, implică automat cheltuieli, adică plata pazei către un ocol silvic, privat sau de stat, nu contează. Și aici vreau să spun că implică cheltuieli și vis-a-vis de suprafețe, pentru că nu toate suprafețele sunt în stare de arboret care să poți să-l exploatezi, să faci bani. Pentru că sunt multe în stadiul de păriș, nu eliș, care nu le folosești peste 30-40 de ani. Iar banii vor fi destui de consistenți care trebuie plătiți pentru pază. Da, sigur că da. Și deci va fi încă o piatră legată de gâtul nostru la buget. Am început de vreo câțiva ani buni planul urbanistic general al comunei. Sperăm că anul ăsta să ne ducem aproape de final și în graficul nostru e că în anul 2019, prin luna iunie, parcă să îl finalizăm. Acolo avem în vedere să extindem intravilanul, vrem să, deci eu sper că reușesc să fac câteva zone de agrement. În urmă, vreți să uniți statele? Nu, de uniți statele, dar vreau să fac un sat de vacanță în Lucanii de Sus și vreau să pun în valoare Valea, cum majoritatea știu, Valea Fărășeștiului, dar de fapt ea e în unitatea administrativă Tomești, aparține de localitatea Românești. Acolo pe Valea, pe jos, pe Da, deci acolo vrem să pun. Vreau
campau turiști. Turiști, da, da, da. Deci acolo vrem să amenajăm, să facem o zonă turistică. Nu, 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 e a noastră. Da, da, pentru a face un stat de vacanță sus la Luncan, trebuie să vă apucați sau v-ați apucat de drumul acela de jos din... Nu, mai spuneam, e drumul Luncan de jos, Luncan de sus, până în limită cu Zoltul, cu Oatei, Fârdea, îl avem pe fonduri europene. Semnate, am spus că sperăm că până în Paști să organizăm licitația. Da, în luna aprilie să ținem licitația. Deci eu zic că anul acesta... Și v-ați înțeles și cu partea din Fârlea, vin și ei cu jumătate Da, eu le-am făcut o ofertă în Consiliul Local, am fost, nu mi-au mai dat niciun răspuns, eu am mai insistat de vreo câteva ori, având în vedere că mă duc cu el până în limita de OAT. De fapt, acolo e problemă panta aceea de 300-400 de metri, da, trebuie regândită, da, rezolvată. Și acolo e așa o paradigmă, terenurile respective sunt alu cetățenii din Luncan, dar ei plătesc impozite la Fârdea. Și atunci am zis, domnule, hai să mutăm limita de oate și rezolv eu problema drumului până jos. Din, pe fonduri puteam prelungi, din da, buget puțin, da. Local, din... Ei au zis că îl fac ei. Acum, din ce știu eu, Fârdea are semnat pe Ministerul Dezvoltării. Are semnat un proiect care vine din Zolt până în limită, până unde se întâlnește cu noi. Acum depinde cine e mai norocos cu banii, care termină primul, care guvernul sau fondurile europene. Zilele trecute, domnul primar de la Fârdea era dus la București, că eu am sunat să invit pe dumnealui la emisiunea noastră. Și a spus că nu poate să participe deocamdată, că este dus acolo. Dar când vine, ne-a promis că vine în emisiune la noi și noi am zis, domnule, chiar veniți cu tolba plină acum la București. Da, el e un primar fericit, are multe proiecte guvernamentale. E mai iubit de guvern. Da, și din ce știu, din ce am avut discuții cu el, știu că și drumul respectiv îi depus pe... PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, și din ce știu mi-a zis că e semnat. Deci normal și el ar trebui să fie în aceeași fază ca și mine la partea de proiectare și de licitație. Acum e posibil că pe banii guvernamentali se merge mai ușor, mai repede, nu sunt atâtea piedici. O să mișe. Na, eu sper că o să punem zona în valoare prin drum. Că dacă nu ai drum, nu ai infrastructură, degeaba... Dacă tot spuneți că vreți să puneți zona în valoare, atingem și punctul pe care ni l-am propus noi cu turismul. E clar că, fiind și un sat de vacanță, așa cum vă gândiți să fie, vor fi și turiști. Vor circula mai ușor dacă se va realiza acest drum între... Sigur că da. Deci eu tot timpul am spus, nu poți să faci turism dacă nu ai infrastructură. Și aici mă refer la partea de infrastructură, drumuri și o problemă spinoasă pe Tomeș, și nu numai pe Tomeș, că sunt multe localități în țară, problema de apă canală. Deci noi pe Tomești, poate că ați văzut și din prezențele anterioare la dumneavoastră, tot ce am putut să depunem pe fonduri europene, Comuna Tomești o depus. Nu contează că a fost Medelean Costel primar, că a fost Cernescu Eugen, deci tot ce s-a putut, noi am scris proiecte și am depus. Deci la Comuna Tomești nu s-a pus problema. Partea de apă canal nu ne încadrăm. Există acel normativ care nu, dacă nu ai 2000 de locuitori pe localitate, nu pe comună, pe localitate, nu te încadrezi. Noi și anul trecut am făcut un memoriu, cred că de vreo două pagini, unde am arătat la Ministerul Dezvoltării când am depus proiect, cred că ăsta e al treilea an, că și anul acesta, săptămâna viitoare o să fiu la București, o să-l depun din nou, până când se satură. Deci am arătat, domnule, am făcut școlile, am făcut drumuri, am luat utilaje, sediu de primărie, acum căminile culturale, depunem biserica. Domnule, nu stăm cu mâna întinsă la voi, dar chiar nu se poate și e o investiție foarte mare, pentru că noi acum venim și asfaltăm,
În aia tot am lungi. Da, da, atunci trebuie distrus asfaltul, din nou trebuie refăcut, costuri suplimentare. Și având în vedere configurația geografică, fiind zonă montană, nu ai unde să duci decât numai pe drum, da, cu canalizarea, cu apa. Noi avem SF-ul, deci nu avem o valoare estimativă. Avem studiu de fezabilitate, cu valori, cu tot ce înseamnă depus la București. Eu am făcut memorul și am zis, domnule, noi am făcut asta, dați-ne bani pentru apă canal, ne interesează apă canal. Cu Agvatimo, acum suntem prinși în POIM 1, acum se va construi o uzină de apă și le-am cerut prin proiectare să aibă în vedere să poată deservi de la Valea lui Liman până la Românești, să fie de așa capacitate. Deci se va construi la Valea lui Liman o uzină de tratare și pompare a apei și va mai fi ceva din rețeaua de aducțiune schimbată tot pe fonduri europene cu Agvatimo și alimentarea cu apă în Tomeș sat. Dar nu mă încălzește că acum vine Agvatimo, sparge Tomeșul sat, băgăm apă și probabil peste 2 ani, 3 ani vine o minte luminată la Ministerul Dezvoltării sau prim-ministru și spune, domnule, trebuie să băgăm și canalizare. Și atunci venim și spargem din nou tot ce s-a făcut. Și acum avem în gând, anul acesta vom începe demersurile, pe cont propriu vom face partea de proiectare și probabil că vom lua un credit pentru viitorii ani în care să începem pe plan local. Că deja cerințele sunt toată lumea. Dom'le, nu ai apă, nu ai canal. Nu poți să faci Torinț Plus, că e partea de disconfort. Toată lumea care vine, sunt foarte mulți care cumpără case în zonă și majoritatea mă întreabă, dom'le, dar cu apa și canalul ce faceți? Chiar săptămâna trecută am avut o discuție cu un distins domn din Românești care mi-a zis, domnule, uite, eu vreau să-mi fac o fosă, asta, domnule, are rost să investesc în viitoare. Deci, nici noi și mie nu-mi place că e o chestiune care, inclusiv pe mine mă deranjează, domnule, nu-i apă canal. Deci, o chestie care în anul 2020, mâine, poi mâine, să nu ai apă canal. Dar plus că toată comuna este defavorizată sau doar anumite? Nu există parte de defavorizat. Păi acum e defavorizat la ce mă referi? La partea că nu avem apă canal? Nu. Sau cu proiectele acestea? E punctaj pentru zona montană și e punctaj care zona montană are aparte. Acum am văzut că în sesiunea aceasta zona montană s-a defalcat din partea proiectele naționale. Și atunci suntem mai puțini. Dar tot dacă nu. Deci noi din anul 2019 vom plăti, ca să spun așa pe înțelesul privitorilor noștri, vom plăti o amendă la Uniunea Europeană, pentru că în 2006 când am aderat, băi, ne-au zis, domnule, dar voi nu aveți apă canal. Păi până în ce an vă finalizați lucrarea? Păi uite, până în 2019 noi facem 90% din localități, din persoane vor beneficia de apă canal. Suntem în 2018-2019 și vom plăti 10 miliarde, cred că, pe an. Gândiți-vă... În comună sau... Nu, pe țară. Și asta în euro. Și gândiți-vă cu 10 miliarde cât s-ar face la nivel național. Și acum, cred că anul ăsta, am primit o adresă că banii vor fi plătiți de noi, de OAT-uri, că doar nu o să plătească guvernul. No, și atunci e mai complicat. Deci dacă nu ai drum, apă, canal, e mai greu de a face turism. Domnul primar, pentru că timpul afectat emisiunii noastre este pe sfârșit, eu propun să facem totuși continuarea discuției noastre, dar după o scurtă pauză de publicitate, timp în care ne reorganizăm ideile
și o să încercăm ca această emisiune să fie o emisiune mai specială, mai deosebită, pentru că dumneavoastră ați avut și aveți încă lucruri de spus pentru cetățenii dumneavoastră, pentru opinia publică și pentru telespectatorii noștri. Așadar, haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care o să mai revenim preț de câteva minute, să vedem câte minute o să ne acorde domnul primar. Dragi prieteni, publicitatea.